Până atunci însă, Beatrice ne-a pregătit un nou reportaj. Până dimineața! Neața Răzvană, neața Dani, au mai rămas doar câteva săptămâni până la Crăciun. Dacă încă nu v-ați cumpărat brad, vă recomand brăduțul înghivecii argintiu. Este la modă anul acesta. Cum vi se pare brăduțul înghiveci? Aia da. Deci și pentru casă, ții unul pe balcon sau undeva într-un loc răcoros pe timpul de vară, îi ții bine și dacă iei unul din acela și îl împodobești așa frumos, parcă este altfel. Cum vi se pare să avem anul acesta produs în ghiveci argintii, dar și produs natural? Este bun pentru cei care au grădină să-l pună în grădină, dar noi care stăm la bloc nu avem. La prima vedere sunt mulți, frumoși, dar scumpi. Pentru anumite buzunare. Pentru buzunarul oamenilor sunt puțin cam mari. Știți care e marea problemă? Vor să rămână foarte mulți. Pe 24 seara, o mare prostie, iau și aruncă și, sau o iart. Deci, înțeleg că e așa, asta este practica și politica firmei. Ce vând? Vând, ce nu, se aruncă. Găsim brad tăiat de la 59 de lei pentru apartament până la 10-300 de lei. Găsim brădus cu rădăcină de la 60-80 de cm până la 1,5 m. Ce faceți cu brazii rămași? De regulă nu rămân foarte mulți brazi sub 1% din cantitățile totale. Cei mai mulți se donează sub formă de brad de Crăciun către case de copii în ultimele zile și apoi ca lemn de foc pentru familii nevoiașe. Am văzut că vine lumea numai la voi. Cum reușiți să-i convingeți să plece cu un brad acasă? Doamnă, în funcție de categorie le arătăm fiecare brad, avem raionul cu fiecare preț în parte și le arătăm, îi convingem că avem prețuri pentru toată lumea. Ce pretenții au în momentul în care pleacă cu bradul de aici? Cum trebuie să arate bradul? Pune să-i mai facem să intre bine în suport, îi ciopărțim, le tăiem vârful, îi punem la plasă, la suport. Cum vi se pare brăduții de aici, de la noi din România? Am înțeles că sunteți din Polonia. Da, sunt din Polonia. Stau de 3 ani în România și, sincer, prima dată am venit aici să văd cum arată brazii și sunt foarte frumoși și nu sunt, la noi în Polonia nu sunt expuși așa frumos, că sunt băgați în plasă, undeva în spate și trebuie să mergem acolo să arătăm, vreau să văd cum arată pomul ăsta. Dar aici chiar e frumos pentru că când vin clienții văd exact cum arată pomul și cum o să fie acasă. Am văzut aici la târg că se poartă anul acesta și brăduții în ghiveci pe care, dacă ai așa un loc răcoros, poți să-i menții pe tot parcursul anului. Cum vi se pare? Este foarte bun, dar oamenii trebuie să știe că nu poate să fie băgat în casă, pentru că e prea cald în casă. Trebuie să totuși împodobit sau pe balcon sau undeva ca să se prinde. Dacă vor să pune în pormă în grădina, trebuie să fie pus undeva unde este mai recoare, nu așa cald ca în casă, 25 de grade. Ce alegeți între un brad natural și unul de plastic? Categoric un brad natural. Cei de plastic, nu știu, deși am copiii deja mari, tot bradul natural este cel care să ne placă. Silver bells.